Adrian Zorlescu, coordonatorul campaniei pentru alegerile prezidențiale, susține că în două săptămâni 15 persoane au venit la sediile AUR Gorj pentru a semna așa numitul contract de înscriere la Planul Simion, o promisiune pentru apartamente cu două camere la 35.000 de euro dacă ajunge la Cotroceni. Început și la noi să semneze gorjenii. Într-adevăr, spre deosebire de marile orașe, nu a fost aceeași înghesuială sau aceleași cozi. A fost o perioadă în care noi a trebuit să pregătim sediile, a trebuit să le recolantăm, să facem cunoscute zonele unde se pot semna aceste contracte. Iar de săptămâna săptămâna trecută și de acum încolo, se pot semna și în Târgu Jiu. Ne-am mutat sediul în centru și avem și acolo un punct unde se pot semna aceste contracte. Și desigur și în câteva localități, gen Plopșoru, Telești, Rovinari, Peștișani, unde se mai pot semna la sediile AUR deja marcate. Câte persoane au venit până în prezent, așa estimativ? În jur de vreo 15 persoane au venit până în acest moment. Noi suntem în stradă zi de zi, încercăm să promovăm acest proiect și încercăm să îndrumăm oamenii către aceste sedii unde pot să semneze aceste contracte. Ce? Suntem la început, dar sunt convins că gorjenii, odată ce vor fi informați, vor ști unde să vină, se vor semna mai multe contracte. Reprezentanții AUR spun că se vor mobiliza și vor explica oamenilor despre locuințele promise de George Simion, locuințe ce vor fi ridicate în apropierea orașelor din țară. Aceste contracte sunt un angajament al, cum a zis dumneavoastră, un angajament al domnului președinte pentru cetățeni, pentru că dorește mai mult decât niște vorbe, dorește o asumare scrisă cu alegătorii, cu oamenii care își doresc ca George să ajungă acolo și să implementeze acest proiect. Unde vor fi ridicate, construite aceste locuințe? În apropierea marilor orașe, unde se vor găsi, desigur, și terenurile disponibile, vom încerca să nu aglomerăm zonele deja foarte aglomerate, dar știți că cerința totuși este spre a fi mai aproape de oraș și se vor găsi astfel de zone încât să se poată dezvolta cartiere de locuințe noi. Veți purta, nu știu, și discuții cu primarii din localitățile apropiate în vederea achiziționării de terenuri? Desigur, domnul președinte, fiind asumat asupra acestui program, va discuta cu toate forțele decidente în acest proiect, de la minister până la autorități publice locale, pentru a găsi soluții de terenuri, a realiza utilități, infrastructură pentru a putea face acest proiect fezabil. Planul Simion conține 200 de măsuri, printre care și construirea a până la 1.000.000 de locuințe pentru români cu o valoare începând de la 35.000 de euro pentru un apartament de două camere. Eligibilitatea va fi stabilită în funcție de vârstă, număr de copii și de numărul de proprietăți deținute. Pe lângă posibilitatea achitării din resurse proprii, finanțarea se va face printr-un program special destinat exclusiv acestor apartamente direct cu dobândă zero pentru cumpărători pe o perioadă între 10 și 25 de ani în funcție de solicitare. Astfel, un apartament de 50-55 de metri pătrați util va necesita un avans de 1.000 de euro și o rată lunară fixă de 120 de euro pentru 25 de ani.